Sărbătoare în sportul buzoian. După șase ani de la promovarea gloriei la fotbal în Liga 1, județul Buzău va avea din nou o reprezentantă în prima ligă. De această dată, performanța a fost reușită de echipa buzoiană de Ruibi, care sâmbătă a izbutit să câștige în deplasare derbiul cu Poliaș, scor 20 la 19. Cu o etapă înainte de finish, buzoienii sunt matematic promovați, având numai puțin de o puncte avans față de ocupanta locului 2. Stejarii vor să sărbătorească promovarea sâmbătă împreună cu buzoienii când vor disputa ultimul meci al anului pe stadionul Gloria în nocturnă de la ora 19 contra formației din Bârlad. Stejarul preia astfel tradiția celebrei formații contactoare Buzău, care în 1988 reușea câștigarea Cupei României, cea mai importantă performanță din sportul buzoian de echipă. Astfel că din 2014 Stejarul Buzău va activa printre cele mai bune 8 echipe de ruibi din țară și va juca împotriva unor formații puternice precum Steaua, Baia Mare sau Timișoara.